declarația acum, așa e mez en place. Da? Haideți! Spate. Haideți! Stânga-dreapta, da? Dacă nu mai e loc, Antoana. Dacă ați văd oameni mai înalți, uite, Amazonă este aici. Haideți! Haideți! Haideți, doamnelor! Adela, oare ajunge? Gata, domnul președinte. Anu, dumneavoastră sunteți prima, domnul Petrina. Spuneți două cuvinte. Bună ziua! Stați în fața microfonului. Bună ziua, sunt Liviu Petrina, reprezint Partidul Național Trănesc Maniu Mihalache. Aducem în această alianță speranța că poporul român are dreptul să trăiască într-o țară liberă, creștin-democrată. Vă mulțumim! Bună ziua! Astăzi, Alianța Forțelor de Dreapta vine în fața românilor cu cea mai credibilă ofertă politică pentru funcția de președinte al României. Nu există un alt candidat mai pregătit, mai cinstit, mai experimentat din punct de vedere politic și pregătit pentru a deține cea mai importantă funcție în stat. Este un act de mare curaj și responsabilitate în aceste vremuri tulburi și îi mulțumim domnului președinte Ludovic Orban pentru că și-a asumat această misiune importantă. Suntem alături, patru partide politice democratice de dreapta, alături de cel mai bun candidat de dreapta, Partidul Mișcarea Populară, Forța Dreptei, Alternativa Dreaptă, Partidul Național Țărănesc, Maniu Mihalache. Cu toții vom merge în aceste zile printre români pentru a-i convinge să nu șirosească votul și să vină alături de cel mai bun candidat care va fi de departe un președinte implicat, un președinte bun pentru toți românii. Domnule președinte, suntem încântați că am reușit la acest moment important. Vă rog. Mulțumesc. Bună ziua. Astăzi îmi depun candidatura la funcția de președinte al României, cea mai înaltă funcție în statul român. Este o onoare și o cinste pentru mine să mă înscriu în această competiție pentru alegerea președintelui care va conduce România în următorii cel puțin 5 ani de zile. Candidatura mea este o candidatură firească, o candidatură normală, o candidatură naturală, care este încununarea unei cariere de peste 33 de ani în serviciul cetățeanului român. Sunt un om obișnuit, un om simplu, un om care a fost crescut de oameni simpli și muncitori și care a frecventat cei 7 ani de acasă cu asiduitate, iar cei 7 ani de acasă au fost o călăuză pentru toată cariera mea în spațiul public. Nu mă laud cu școlile pe care le-am făcut, dar pot să vă spun sigur că n-am umblat la CV ca să-mi înfrumusețez biografia. N-am fost un tocilar și un elev de nota 10, dar am luat toate examenele la care m-am înscris și am încercat, pe lângă a învăța ceea ce mi-au transmis profesorii, învățătorii, profesorii universitari, am căutat să înțeleg lucrurile cu mintea mea și să încerc
să-mi formez gândirea rațională, gândirea logică, care m-a ajutat în toată cariera pe care am avut-o în viața publică. Nu m-a adus nimeni, nu m-a scos ca pe un iepure din joben, așa cum au apărut foarte mulți oameni de la vârful puterii. Nu m-a parașutat nimeni pe ultimul etaj al clădirii puterii. Nimeni nu m-a suit într-un lift în care să mă ducă cu liftul fără niciun efort personal să ajung la ultimul etaj al puterii. Sunt un om care a pornit de jos și care a urcat treaptă cu treaptă, cu efort, cu determinare, cu hotărâre și prețuind fiecare funcție pe care a obținut-o, folosind-o doar pentru servirea cetățeanului român. Astăzi candidez la funcția de președinte al României pentru că am convingerea că sunt pregătit să fiu un președinte foarte bun pentru România. Cunosc statul român, cunosc fiecare instituție a statului român, am trecut în cariera mea prin toate etapele, ierarhiile, etajele puterii. Le cunosc din interior, știu ce merge și ce nu merge. Știu cine pune frână și cine vrea să calce pe accelerație. Știu ce determină stagnarea, ce determină proasta funcționare a instituțiilor publice și știu unde să intervin și ce trebuie să fac ca să pun lucrurile în mișcare. Nu vă voi prezenta programul meu pe larg, îl voi face într-un eveniment ulterior, dar câteva lucruri sunt extrem de importante în programul meu. Reforma administrației. Mai puține ministere, mai puține agenții, mai puține județe, mai puține deconcentrate, mai puține unități administrativ-teritoriale care să permită subjugarea comunităților locale, unor satrapi locali care n-au nicio legătură cu democrația. Și mai puțin funcționari. Niciun funcționar care își face treaba nu trebuie să se teamă de mine și de Alianța Forțelor de Dreapta. În schimb, toți sinecuriștii politici băgați pe ușa din dos, care nu fac decât să șervească șefii din partid, trebuie dați afară cu șuturi în fund din instituțiile publice. Instituțiile publice trebuie să redevină în slujba cetățeanului, să revină în slujba cetățeanului și să depășească statutul în care sunt ținute astăzi de caracatițele politice care l-au transformat în instrumente de partid. Depolitizarea administrației, accesul liber al oricărui tânăr care absolvă studiile sau oricărui om pregătit prin intermediul unor concursuri care să nu fie organizate de politruci, ci prin intermediul unor concursuri obiective organizate de mediul universitar, de specialiști, de organizații profesionale în diferitele domenii, trebuie să reconstruiască administrația din România. Reforma serviciilor secrete reprezintă un pilon de bază în programul meu prezidențial. Susțin servicii de informații care să fie bine pregătite, care să-și facă datoria pentru țară, care să fie bine înzestrate, dar nu pot fi de acord cu ceea ce s-a întâmplat în România ultimilor 35 de ani. Serviciile de informații nu au ce să caute în partidele politice, nu au ce să caute în administrație, nu au ce să caute în justiție, nu au ce să caute în mass media și nu au ce să caute în mediul privat, în zona în care trebuie să funcționeze libera și corecta competiție între agenții economici. Economia este fundamentală. Sigur că președintele nu are rolul precumpănitor în ceea ce privește măsurile economice. Dar vă spun din capul locului că odată ajuns președinte, voi face tot ce este constituțional și legal posibil să numesc un premier liberal și o guvernare liberală de centru-dreapta care să anuleze practic toate măsurile aberante, fiscale și de altă natură care au fost luate de guvernele Ciucă și Ciolacu. Este inadmisibil să lovești mediul de afaceri, profesiile liberale, cei care își câștigă existența prin activități independente, angajații din mediul privat, chiar și persoanele din spațiu public, medici, asistente, profesori, cadre universitare, să-i lovești cu taxe
și impozite exact pe cei care duc societatea înainte. O politică liberală de susținere a oricărui om care are o inițiativă în domeniul economic. O politică care să transforme instituțiile statului din frână în calea întreprinzătorilor în accelerator de afaceri. Obiectivul meu fundamental este ca în România să fie un climat de afaceri prietenos, o competiție corectă și liberă între companii, în care orice om care vrea să investească, orice om care își asumă răspunderea și riscurile de a pune picioare pe picioare o afaceri, să fie susținut de instituțiile statului, pentru că nu există dezvoltare fără un mediu antreprenorial și fără un mediu de afaceri. Dacă afacerile merg bine, fiecare român va trăi mai bine. Vreau să închei această prezentare pe scurt cu ideea pe care o am despre cum trebuie să fie un președinte. Voi fi un președinte de multe ori surprinzător, care va face foarte multe lucruri care nu sunt scrise în Constituție. Sunt un om care respectă Constituția și legile țării. Dar nu mă voi mulțumi să fac numai ce îmi cere Constituția. Voi face mult mai mult decât atât. Voi fi un președinte prezent, un președinte implicat, un președinte simțitor, un președinte care să fie alături de oameni, un președinte care să fie într-o comunicare permanentă și deschisă cu oamenii, cu mass media. Voi fi un președinte care va încerca să gireze cu maximă responsabilitate toate atribuțiile funcției, dar care va face multe alte lucruri care sunt necesare. Președintele României este cel mai important om în arhitectura puterii în România. Președintele dă direcția. Președintele este modelul. Președintele poate fi catalizatorul unei mișcări de renaștere. Poate fi catalizatorul reformelor profunde de care are nevoie România ca să devină cu adevărat o democrație, ca libertatea să triumfe cu adevărat, ca drepturile și libertățile individuale să fie respectate cu adevărat, iar ca justiția să poată să facă dreptate oamenilor, nici de cum să fie folosită ca un instrument împotriva cetățenilor. Închei prin ceea ce am spus și colegilor mei. Am fost întrebat de ce vă depuneți așa târziu candidatura. Veți fi ultimul care vă veți depune candidatura. Răspunsul meu este simplu. Parafrazez din Biblie. Cel din urmă voi fi cel din tâi. Vă mulțumesc! Și dacă s-a anunțat ploaie, vă spun de pe acum că va ploua cu voturi pentru Forța Dreptei și pentru candidatul Alianței Forțelor de Dreapta la președinție. La luptă! Vă mulțumim! Noi rămânem 10 oameni aici, da? Mulțumim!